Azi avem o dublă sărbătoare, sărbătoarea cinei Domnului și sărbătoarea schimbării la față. 6 august, sărbătoarea schimbării la față. Putem vorbi de 7 sărbători cristocentrice care au în centru pe Hristos. Nașterea Domnului, Crăciunul, 25 decembrie. A doua sărbătoare este Boboteaza, 6 ianuarie, botezul Domnului Iisus Hristos. A treia sărbătoare este cea din 6 august, schimbarea la față. A patra este răstignirea Domnului, Vinerea Mare. Hristos a luat asupra lui toate păcatele noastre și la cina Domnului asta mărturisim. Hristos a murit pentru noi, slăvit să fie El. A cincea sărbătoare este învierea. Hristos a înviat din morți. A șasea este înălțarea Domnului. Hristos s-a înălțat la cer. A șaptea sărbătoare, sărbătoarea Rusalilor, a venit Duhul Sfânt care proclamă pe Hristos. Schimbarea la față e o sărbătoare în care avem atât imagine, ce s-a întâmplat, ce vezi cu ochiul, cât și ceea ce auzi cu urechile. Imagine. Hristos s-a schimbat la față. Spune o altă evanghelie că fața lui a strălucit ca soarele. Deci imaginați-vă, la soare ne putem uita, nu putem uita. Tot așa. Fața lui Hristos a strălucit ca soarele, hainele i s-au schimbat de un alb strălucitor. Și au apărut din cer două persoane, Moise și Ilie. Petru a fost uimit și a zis să facă trei colibi, nu? Una pentru Iisus, alta pentru Moise, alta pentru Ilie. Însă vreau să pun accentul acum pe, nu pe imagine, cât pe auz. Ce s-a vorbit acolo? Pe muntele schimbării la față. Da, s-a auzit vocea lui Dumnezeu, acesta este Fiul meu preiubit, de El să ascultați. Dar ce s-a vorbit acolo? Versetul 31 spune, care se arătase în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Deci cei doi au venit să vorbească cu Iisus despre viitorul lui Iisus. De aceea ziua schimbării la față este o zi în care vorbim despre viitor. Moise și Ilie vorbeau despre viitorul lui. Va fi răstignit. Va avea un sfârșit în Ierusalim. Așa și acum să vorbesc despre viitor. Dacă este linia sărbătorii a vorbit despre viitor, viitorul Iisus, sfârșitul lui Ierusalim, cred că și noi trebuie să avem un moment în care să vorbim despre viitor. Care e viitorul nostru? Titlul mesajului este acesta, viitorul în 5 puncte. Categoric este o selecție acestor 5 puncte. Și le număr. Viitorul pe care îl așteptăm. Răpirea bisericii. Unii nu se pregătesc pentru aceasta. Fie și aceasta cina Domnului o pregătire pentru asta. Al doilea punct în viitor este nunta mielului. Mulți consideră că în cer va fi plictiseală. În cer va fi viață, cum nu este pe pământ. Nunta mielului este un aspect al acestei vieți. Al treilea punct în viitor este mileniul. În crezul nostru pentecostal este și mileniul. Unii nu prea știu ce înseamnă asta. Credem că este un mileniu care va veni, un mileniu de pace pe pământ. Al patrulea punct în acest viitor este judecata. Vom vedea ce se va întâmpla la judecată. E judecata finală, că sunt mai multe judecăți în Scriptură. Și cât de important este să ai numele scris în Cartea Vieții. Al cincilea punct despre viitor este cerul nou și pământul nou. Domnul va face un cer nou și un pământ nou. Lumea aceasta va fi total schimbată. Dacă la schimbarea la față s-a vorbit despre viitor, să vorbim despre viitor și în acest an la schimbarea la față, dar nu vorbim despre viitorul sfârșitului Iisus în Ierusalim, că deja
lucrul acesta este trecut, ci viitorul care ne așteaptă pe noi. Deci am selectat aceste 5 puncte de viitor, pot fi mai multe sau mai puține. Vreau să spun că aceste puncte de viitor sunt supranaturale. Fie că vrea omul, fie că nu vrea omul, răpirea bisericii va fi. Niciun om nu va putea opri răpirea bisericii, nimeni. Nici o lege nu va putea opri răpirea bisericii, nici un decret, nici o hotărâre, nimic. Răpirea va avea loc. Dar nici nunta mielului nu va putea să oprească nimeni, pentru că este o acțiune supranaturală, o activitate supranaturală. Nici milenul nu va putea fi oprit, pentru că e în planul lui Dumnezeu. Nici judecata finală nu va putea să oprești. Și nici cerul nou și pământul nou. Moise și Ilie l-au încurajat pe Iisus. Categoric că sfârșitul a fost un sfârșit greu, un sfârșit de suferință. Și noi vom avea suferință în viitor. Dar dacă inima purtăm, aceste 5 puncte despre viitor ne vor încuraja. Știm că viitorul este mâna lui Dumnezeu. E un viitor supranatural. Acesta este un viitor sigur. Dragii mei, este un viitor 100% sigur, ascultați-mă. Răpirea este ceva 100% sigur. Nunta mielului, ceva 100% sigur. Milenul, ceva 100% sigur. Și judecata, și cerul nou și pământul nou. Să luăm primul punct despre viitor. Viitorul în 5 puncte. Răpirea bisericii. Sunt două texte biblice de bază despre răpirea bisericii. Indirect putem vorbi și despre altele. Două texte vorbesc. Pentru că este o taină răpirea bisericii. Așa spune în 1 Corinteni, în capitolul 15, Apostolul Pavel, primul text, 1 Corinteni 15, versetul 51 până la 54. Iată vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Ce vrea să spune aici Apostolul Pavel? Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Când va fi această schimbare? Va fi la răpirea bisericii. Ce înseamnă toți vom fi schimbați? Dragii mei, trupul acesta e fragil. Scunde boli. Unii au cancer, dar nu știu că au cancer. Descoperă cu 3 luni înainte să moară. Trupul acesta muritor va fi schimbat în trup nemuritor. Când Hristos vine pentru răpirea bisericii, vom fi schimbați. Trupul nostru va fi schimbat. Nu va fi un trup supus legilor gravitației. Nu va fi un trup care să se îmbolnăvească. Și dacă ai fost bolnav, când vei fi schimbat în trup nemuritor, vei fi sănătos. Slăvit să fie Domnul! Deci răpirea bisericii aduce sănătate totală pentru fiecare. Pavel spune, asta e o taină, dragii mei, o taină, greu de înțeles, răpirea bisericii. Unii au ajuns la punctul să zică că nici nu va mai fi răpirea bisericii. Deja este un curent în lumea evanghelică, răpirea bisericii nu va avea loc. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cerul numă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Deci când Hristos vine pentru răpirea bisericii, vor fi două lucruri simultane. Primul lucru simultan, vor învia morții. Trupuri noi. Al doilea lucru simultan, cei care vom fi în viață, vom fi schimbați cu trupuri nemuritoare. Înțelegeți? Învierea morților, credincioși, și schimbarea noastră. Nu va fi schimbat fiecare om de pe pământ. Doar cei credincioși vor fi schimbați. Unii vor rămâne cu trupul muritor, cu trupul plin de boli, cu trupul marcat de fumat, de droguri. E un mare blestem peste România Antoldu, festivalul de la Cluj. E un mare blestem. Se invocă duhurile morte, duhurile necurate peste țară, obscenități. Dumnezeu să ridice împotrivire la acest festival. Împotrivire dumnezească. Pentru că din lăcomie, clujenii acceptă tot felul de prostii. În mod normal, nicio țară din Europa nu se fac asemenea festival în interiorul orașului. Sunt oameni care sunt bolnavi, nu pot dormi, pleacă din Cluj, dar pentru bani și pentru interese demonice, orice facem. Unii vor rămâne cu trupul ăla, supus bolii, supus demonilor. Nu toți, fiți atenți, nu toți vor fi schimbați când Iisus vine pentru răpirea bisericii. Doar cei credincioși vor avea trupul schimbat.
căci trebuie ca trupul acesta supus putrezire să îmbrace neputrezire, trupul acesta muritor să se îmbrace nemurire. Deci trupul nostru, la răpirea bisericii, va fi îmbrăcat în nemurire. Vedeți ce viitor ne așteaptă? Trupul acesta să fie îmbrăcat în nemurire, neputrezire. Așa că e motiv de bucurie, nu? Și cina Domnului vom lua doar până la răpire. După răpire nu va mai fi cina. Până va veni El, spune Scriptura, va fi cina Domnului. Al doilea text de bază despre răpirea bisericii, citim textul ăsta de obicei la înmormântări, la groapă. 1 Tesaloniceni 4, de la versetul 13, în continuare. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au dormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au dormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor dormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi, deci întâi va fi această înviere a morților, vor ieși din groapă, cu trupuri glorificate, apoi, spune Tesaloniceni, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Deci, morții vor învia, trupuri glorificate. Noi cei vii care nu vom fi morți, vom fi vii, vom avea trupurile schimbate, trupuri nemuritoare și împreună cele două categorii vor întâmpina pe Domnul în văzduh și vor fi totdeauna cu Domnul. Se vor întâlni cu Domnul și vor rămâne totdeauna cu Domnul. Asta e răpirea bisericii. Locația întâlnirii va fi în văzduh. Nu pe pământ ne vom întâlni cu Domnul, ci în văzduh. Viitorul în 5 puncte. Vedeți, pentru noi contează acest viitor enorm de mult. Și ar trebui să ne aducă bucurie. Doamne, te lăudăm că este un viitor sigur. Te lăudăm că vom avea un trup nemuritor. Te lăudăm că te vom întâmpina pe tine în văzduh și vom fi totdeauna cu tine. Răpirea bisericii este o mânghiere pentru noi. Răpirea bisericii este o binecuvântare pentru noi. Noi nu ne temem de viitor, dragii mei. Viitorul nostru este răpirea, să știți. Este viitorul nostru. Viitorul ăsta e plin de bucurie. Viitorul acesta este plin de nădejde. Și așa la cina Domnului să fim plin de bucurie că va veni o zi a răpirii. Va veni o zi când trupul meu acesta care se duce va deveni trup nemuritor. Și voi fi totdeauna cu Domnul. Al doilea punct este nunta mielului. Textul de bază despre nunta mielului este în Apocalipsa 19 de la versetul 6 până la 9. Am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca vuietul unor tunete puternice care ziceau: Aleluia! Domnul Dumnezeu nostru atotputernic a început să împărățească, să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Deci vedeți că este un viitor de bucurie. Ce? Să ne bucurăm, să ne veselim! Deci în cer va fi bucurie! Cum nu este pe pământ? Noi ne îndreptăm spre lumea bucuriei. Amin. Noi ne îndreptăm spre un viitor al bucuriei. Suferințele pe pământ comparate cu veșnicia nu se pot compara. Știi că te așteaptă un viitor al bucuriei? De aceea la cina Domnului să spunem: Doamne, mă împărtășesc cu trupul și sângele Tău. Pentru că prin jertfa Ta mi-ai deschis porțile cerului. De aceea să ne bucurăm. Unor nu știm pentru ce să ne rugăm la cina Domnului, pentru ce să ne bucurăm. De aceea mă bucur că prin moartea lui Hristos s-au deschis porțile cerului. Prin moartea lui Hristos va avea acces la nunta mielului. Să ne bucurăm, să ne veselim. Deci cerul va fi un loc al bucuriei incredibile. Un loc al veseliei incredibile. Deci cerul nu va fi un loc al lacrimilor. Lacrimile sunt pe pământ. Cerul nu va fi un loc al tristeții, tristețea e pe pământ. Cerul va fi un loc al bucuriei și al veseliei incredibile. I s-a dat să se îmbrace soția mielului cu in subțire, slucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Faptele noastre bune vor conta în cer. Vedeți? Și că aceste îmbrăcăminte de la nunta mielului
reprezintă faptele noastre bune. Știți ce zice Pavel la Tit? Cine trebuie să fie cei din tâi în fapte bune? Spuneți dumneavoastră, cine trebuie să fie? Noi. Încă un motiv pentru fapte bune. Nunta mielului este un motiv pentru fapte bune. Din moment ce îmbrăcămintea reprezentată de faptele neprimitele sfinților de nunta mielului, noi trebuie să ne preocupăm cât mai multe fapte bune. Este un dezinteres mai nou la fapte bune. Se încearcă tot mai mult alte fapte. Recent un inspector școlar a fost prins de autorități. A primit o sumă de bani ca să fraudeze bacalaureatul. Inspector școlar. Unii consideră asta o faptă bună, nu? Ajuți un amărât să ia bani. Faptă bună. Noi nu-i faptă bună, că e înșelăciune. Nu-i faptă bună. Vezi, unii reinterpretează noțiunea de fapte bune. Domnul să ne dea înțelepciune cum să facem fapte bune. Pentru că faptele bune sunt o pregătire pentru nunta mielului. Apoi mi-a scris, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Noi suntem chemați la ospățul nunții mielului. Acesta al doilea punct în viitor. Repet, e bucurie și veselie incredibilă. Rețineți, nunta mielului va fi un eveniment de o bucurie și veselie incredibilă în cer. Și noi trebuie să ne bucurăm. Trebuie să fim pătrunși de această bucurie. Viitorul nostru este un viitor de bucurie și tot din comun. De aceea să, chiar dacă avem motive de tristețe, să ne gândim la viitor. Schimbarea la față, Moise și Ilie au vorbit despre viitor. Viitorul pe care îl va avea Iisus în Ierusalim. Acum vorbim despre viitorul pe care îl vom avea noi. Al treilea punct în acest viitor este mileniul. Textul despre mileniul de bază este Apocalipsa 20, de la 1 la 10. Nu voi citi tot textul, dar e în crezul nostru pentecostal că este un mileniu care va veni. Câteva lucruri referitoare la mileniu. 1. Satan va fi arestat. Și mai întreb pe câte unii să spună care e varianta corectă a arestării. A. Vor fi doi îngeri care îl vor aresta. B. Va fi grup de îngeri care vor aresta. Și ce? Un înger. Foarte mulți zic că vor veni mulți îngeri să aresteze. Și zice Scriptura? Un singur înger. Vedeți? Va aresta pe diavol. Și îl va închide pentru 1000 de ani. Deci mileniul va fi o perioadă viitoare pe pământ în care Satan va fi închis 1000 de ani. Hristos va domni la Ierusalim. Dar se va respecta autonomia națiunilor. Deci nu va fi un globalism care să șteargă identitatea națiunilor. Națiunile vor avea dreptul de decizie și spune dacă o națiune nu va vrea să se suie la sărbătoarea cortului în respect față de Iisus, vor fi sancțiuni. Suntem obișnuiți cu cuvântul ăsta. Vreau să vă pun această întrebare, dragii mei. Dacă Satan va fi închis pentru 1000 de ani, va fi păcat pe pământ? Să știți că va fi. Noi nu putem da vina păcatului doar pe diavolul. Va fi păcat pe pământ. Pentru că va fi firea pământească. Nu doar diavolul, ci și firea pământească, ambițiile noastre, sufletul nostru rău, va fi păcat. Dar nu va fi în măsura în care este astăzi. Păcatul va fi diminuat, va fi limitat pe pământ. Acest mileniu va fi un mileniu de pace. Din mulțimea armelor se vor face unelte de agricultură. 1000 de ani nu va mai fi război, cum este între Ucraina și Rusia, care are mai bune rachete, mai bune blindate. Omenirea va uita războiul. Dar imediat după ce se termină mileniul, vedem că Satana va fi dezlegat și va dori război. Va ispiti pe oameni pentru război. Deci vedem că războiul are un suporter pe diavolul. Diavolul nu vrea pace. Deci mileniul va fi o perioadă de viitor, care Satana va fi legat, va fi o perioadă de pace, chiar dacă va fi păcat pe pământ, va fi limitat.
Însă cel mai important lucru în mileniu va fi Hristos va domni. Vedem în prorocii mici, la Ierusalim va domni, va fi singurul nume, va fi singurul împărat al pământului. Hristos este împărat. Va fi mileniul o prezentare a ce înseamnă când Hristos este rege pe pământ. Rege în mod vizibil. E o taină și mileniul acesta. De ce Dumnezeu a ales să fie un mileniu? Dar pentru Dumnezeu 1000 de ani sunt ca o zi, nu? O zi ca 1000 de ani. Cel mai mult îmi place în ideea de mileniu, Hristos va domni pe pământ. Israel va fi centrul lumii, Ierusalimul va fi capitala planetei, va domni pe pământ. Dar sunt și lucruri pe care Dumnezeu le arată cu privire la mileniu. Că omul nu poate da vina doar pe Satan, pentru păcatele lui. Că păcatul este o alegere. Păcatul este o ascultare sau neascultare de Dumnezeu. Pentru că noi tot dăm vina pe diavol. Dar mileniu se va vedea că există păcat și dacă diavolul este legat. Al patrulea punct în viitor este legat de judecata finală. Textul de bază este în Apocalipsa 20, de la 11 la 15. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alt pe cel ce de-a pe el, pământul și cel au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Am văzut pe morți mari și mici stând în picioare între scaun de domnie. Deci, e judecata finală. E un scaun de domnie mare și alb. De ce este alb? Ce înseamnă albul? Înseamnă neprihănirea, puritatea, sfințenia. Deci judecata va fi nepărtinitoare. Nu va fi ca și alte judecăți pe pământ cu greșeli, cu erori, cu judecători care sunt cumpărați. Sunt și judecători care sunt incoruptibili, adevărat. E tronul mare și alb. Și se va sta în picioare. Nimeni nu va sta pe scaun acolo, toți vor sta în picioare. Care va fi criteriul de judecată? Fiți atenți, un lucru în urmă cu 2000 de ani, că era greu de înțeles. Acum se înțelege că pot să înregistrezi totul. Niște cărți au fost deschise, a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții, și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce le-au scris în cărțile acelea. Dragii mei, totul e înregistrat în cer. Tot ce gândești, tot ce vorbești și toate faptele tale. Și într-o zi se vor deschide cărțile. Cu tremurător, nu? Dăm și o veste bună. Gândurile, vorbele și faptele acoperite prin sângele mielului nu vor mai exista în cărțile acelea. Nu vor mai exista. Și asta e vestea bună, că la cina Domnului ne vorbim de puterea sângelui Iisus. Vor fi șterse din cărțile acelea. Pentru că sunt păcate iertate. Păcatele iertate nu vor mai fi în cărțile acelea. Doamne, iartă-ne păcatele. Doamne, ne apropiem de cina Ta. Este putere în sângele lui Iisus. Curățește-ne gânduri, vorbe și fapte. Nu vrem ca în ziua aceea în cărțile acelea să fie. Tot ce e curățat prin sângele lui Iisus, gând, vorbă și fapte, nu va mai fi. Și din cazier se poate șterge așa. Și din cazier se poate șterge. Am auzit că Italia a decis ca bolnavii de cancer la un moment dat să nu mai figureze în evidențele medicale că au fost bolnavi de cancer, ca să nu fie discriminați. Deci până și chestia asta pot să șteargă total din trecutul medical. Dragii mei, avem nevoie de iertare acum. Atunci nu va mai fi. La judecată nu va mai fi iertare. Și cei care n-au fost găsiți scriși în Cartea Vieții au fost aruncați în iazul de foc. Deci cel mai important lucru, să fii scris în Cartea Vieții. Oricine are pe Hristos ca stăpân și domn inima lui este în Cartea Vieții. Oricine nu are pe Hristos ca stăpân și domn inima lui nu este în Cartea Vieții, chiar dacă este religios. Că religia nu înseamnă că e scris în Cartea Vieții. Hristos, repet, diferența la tronul mare și alb va fi Hristos. Ăla-i sau nu-l ai pe Hristos? Ai sau nu păcatele iertate? De aceea e important să rezolvăm problema păcatelor pe pământ. Un motiv pentru care ni s-a dat cina Domnului și care este? Să ne verificăm păcatele. Ăsta este un motiv pentru care avem cina Domnului. Ne amintim de moartea lui Iisus și doi, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Ce să se cerceteze? Viața lui, păcatele lui, asta cercetăm la cina Domnului, nu păcatele vecinului. Ale noastre le cercetăm.
Dumnezeu să ne dea un duh de cercetare. Duh de cercetare. E foarte important la cina Domnului. Ne amintim de Iisus și ne cercetăm. Ne uităm la Iisus, dar ne uităm și la noi. La cina Domnului ne uităm în două direcții. Ne uităm la Iisus, ce a făcut, și ne uităm la noi. Dar unii nu se mai uită la ei. Nu se mai cercetează pe sine la cina Domnului. Cine zice că n-a păcătuit, e un mincinos. Deci toți avem nevoie de iertare. Dumnezeu să ne dea iertare. Al cincilea punct și ultimul în acest viitor, în cinci puncte, este cerul nou și pământul nou. Domnul va face un cer nou și pământ nou. Sunt două, o referință de bază e Apocalipsa 21 cu 22. Moartea nu va mai fi. Tristețe nu va mai fi. În cerul nou și pământul nou. Boală nu va mai fi. Știți care va fi cel mai important lucru acolo? Dumnezeu va locui cu noi. Slăvit să fie El. Eu mă îndrept la un viitor în care voi vedea față în față pe Dumnezeu, voi sta la masă cu Dumnezeu și va locui împreună cu mine. Vedeți că dacă vezi corect viitorul, ieși din depresie. Dacă vezi corect viitorul, nu ai cum să stai în depresie, că e un viitor luminos. Cine este cu Hristos are un viitor luminos. Cine este cu Hristos are un viitor binecuvântat. Cine este cu Hristos are un viitor plin de bucurie. Cel mai important lucru în viață să ai pe Hristos. Spune în 1 Ioan, cine are pe Fiul are viața. Are viața veșnică. Așa să ne apropiem astăzi de cina Domnului. Să ne uităm la Iisus și să ne uităm la noi. Să ne uităm la Iisus care a murit pentru noi. Să ne uităm la noi care avem nevoie de iertare și de curățire. La schimbarea la față s-a vorbit despre viitor. E sărbătoarea în care s-a vorbit despre viitor. Moise și le-a vorbit despre viitorul lui Iisus la Ierusalim. Am vorbit și eu despre viitor. Un viitor în cinci puncte. Pot fi mai multe sau mai puține. Despre răpirea bisericii, despre nunta mielui, despre mileniu, despre judecata finală și despre cerul nou și pământul nou. Pentru omul credincios, viitorul nu este un viitor de frică. Pentru omul credincios, viitorul este un viitor de bucurie. Dumnezeu să ne copleșească cu bucurie. Și Dumnezeu să binecuvânteze participarea noastră la cina Domnului astăzi. Amin.